Alfred Simonis anunță că de luni 2 septembrie renunță la funcția de președinte al Camerei Deputaților și infirmă zvonurile conform cărora ar candida pentru o altă poziție în Parlamentul României. Simonis spune că se va concentra pe șefia Consiliului Județean Timiș, pe care urmează să o preia peste aproximativ o lună. Cel mai probabil, a treia funcție în stat va fi ocupată de Vasile Daniel Suciu, actualul vicepreședinte al Camerei Deputaților. Așa cum vă spuneam înainte de campanie, dar și în campanie electorală, v-ați bucuros la treia funcție în statul român pentru prima în județul Timiș. Încet, încet ne apropiem de perioada în care vom depune jurământul și ne vom prelua viitorul Consiliu mandatele, atât eu ca președinte, cât și consilierii județeni. Spuneam în campanie că nu se pune problema să renunț într-un fel după ce voi câștiga alegerile în Timiș la această poziție. Primul pas este acela de a nu mai candida pentru președinția Camerei Deputaților și pentru nicio altă poziție în Parlamentul României. Simonis a început o evaluare la nivelul Consiliului Județean Timiș și spune că nu vrea să concureze cu zona privată din punct de vedere al angajaților și salariilor pe care aceștia le câștigă. În acest moment, CJT are peste 2500 de angajați cu toate structurile din subordine. Ne dorim o eficientizare a activității la nivelul Consiliului Județean. Ne dorim un organism mai suplu. Vom face o analiză extrem de amplă a ceea ce înseamnă activitatea în birouri, în compartimente, în servicii. Vom face o verificare a societăților și a direcțiilor din subordinea Consiliului Județean Timiș. Urmează în perioada următoare, pe măsură ce ne vom apropia de preluarea mandatului, dar și după aceea să discutăm foarte ferm despre ce se va întâmpla, astfel încât să reducem numărul de șefi din Consiliul Județean, să avem un organism mai suplu și să avem decizii extrem de eficiente, implementate, soluții, astfel încât să nu pierdem vremea de la direcție la direcție, scopul fiind aceea de a mulțumi pe toată lumea. A apus perioada în care statul trebuie să trăiască salarii foarte mari și angajați foarte mulți pentru a mulțumi toată lumea. Obiectivul nostru este acela de a implementa măsuri eficient, proiecte, investiții. Simonis a punctat că în mandatul său va pune accentul pe eficiență și competență în structurile pe care le are în subordine.